Am văzut imaginile pe care le-ați dat. N-am putut să... Curiozitatea jurnalistică m-a făcut să deschid imaginile. Doamne Dumnezeule! Mi-a venit instant să vomit și mi-a venit instant... mă și știe lumea că sunt și foarte blândă de felul meu. Noi avem senzația că se schimbe ceva după ce am văzut imaginile de la Reșița? Sau că vreun bănuț dat ca și sancțiune o să ajute ceva? Hai să vedeți, da? Deci avem imaginile, le știți, din Spitalul Groazei de la Reșița și au venit inspectorii sanitari de stat care au amendat managerul spitalului cu 10.000 de lei pentru neefectuarea lucrărilor de igienizare și reparații la clădirile sanitare, iar trei asistente și o infirmieră au fost sancționate fiecare cu câte 2.000 de lei după apariția imaginilor cu pacienții lăsați să zacă goi pe ciment. Mai mult, procurorii s-au autosesizat în acest caz și au deschis dosar penal pentru neglijență în serviciu. O clădire veche de 60 de ani cu 100 de pacienți COVID nu poate fi reabilitată într-un termen foarte scurt. Tocmai de aceea am solicitat construcția unui spital modular. Într-o clădire cu pacienți pozitivi nu se pot face nici măcar cosmetizări. Nici măcar să fie aduse paturi, saltele, cearșafuri? Au fost cumpărate câteva saltele. Au fost făcute anumite amenajări din donații pentru că, repet, această instituție are datorii istorice și are în acest moment conturile blocate. O clădire veche din 1957, aflată într-o stare avansată de degradare, nu putem să vorbim de condiții hoteliere. Nu vorbim de condiții hoteliere, doamna manager, stați o secundă. Nu putem vorbi de calitatea actului medical într-o clădire insalubră. Dacă aș fi avut ocazia să dialoghez cu doamna respectivă, n-aș fi înțeles niciunul dintre argumente și o să ziceți cum, doamna Zeicescu, cum anume, uite că încep să vorbesc despre mine la persoana a treia, e semn că e ceva în aer. Știți de ce spun așa? Pentru că mie mi se pare că după ce aceste imagini au devenit publice, doamna cum o cheamă, Stankovici? Stan, ceva de genul. Managerul spitalului, da? Doamna manager, că așa ne doamna manager. Mai oameni buni. Nu că mi-ar fi rușine. N-aș intra în viața mea să vorbesc cu vreun jurnalist de rușinea rușinei. Păi n-am văzut-o pe doamna manager. Zic și eu sunt de acord că nu sunt bani, nu sunt posibilități. Mă, ori ies în primă fază, mai ții minte că am avut noi un caz, nici nu mai știu dacă l-am discutat aici la Gândul sau acum niște ani. Un caz al unui șef al unei direcții de ambulanțe undeva prin Hunedoara, care a ieșit public și a pus hârtii pe... Mă, dacă vrei să arăți că la tine în spital e o problemă, dacă vrei, că dacă ești manager și așa arată, eu nu mă pot numi, mi-e rușine. De ce? Mi-e rușine de ceea ce lasă în urma mea. Cum anume femeia asta poate să-mi spună mie că de vină este autoritatea? Ca să înțeleg, nu că nu-s bani. Eu sunt de obicei o persoană calmă, dar ieri când am avut discuția cu doamna manager, recunosc că m-am înfierbântat. Păi nici și pe mine m-a frapat nonșalanța cu care doamna vorbea de ceea ce se întâmplă acolo. Am înțeles că este doar de 2 săptămâni, 3 săptămâni, de nu știu cât timp, dar să nu faci niciun pic de curățenie, să nu te duci să te bați cu toată primul lumea, lucru, eu nu pot verifici trata ce oamenii. Ai preluat? Exact. Bună ziua, știți, urmează să vă facem, domnul Bogdan Pavel, ați vrea să fiți managerul de la Spitalul Reșița, haideți să văd și eu ce e acolo. Eu n-aș semna niciodată în orb, eu personal, da? Și atunci, dacă știi că acolo e așa, explică-mi și mie, unu, de ce te bagi? De ce te bagi? Dacă nu poți să schimbi, de ce mimezi? Pentru că este numită, este unsă. Păi bine, uns, neuns. Într-un fel sau altul. Stai puțin. Poate să te oblige cineva în viața asta să faci ce nu dorești? Eu nu cred că doamna își dorea pentru că doamna a mai fost manager la spital. Ce să mai niște bani pe poziția de manager acolo. Nu, a mai fost manager, a fost schimbată și s-a întors în aceeași poziție. A, și atunci nu mai există explicații. Dacă a mai fost odată acolo, egal, pa, la revedere. Nu, pentru dar mine. Doamna nu știe să vorbească de demnitate, demnitatea bolnavului, nu știe să protejeze femeile, un medic. Femeile, se presupune, că nu ne-am tâmpit la cap, nu? Femeile se presupune că au din start ceva mai multă empatie. Da? Așa ne-i dat, așa ne-i scris. Eu nu am constatat-o. Eu nu am constatat, am văzut aici un contabil, fără să jignesc un contabil, avem aici 5 lei, aici avem 7 lei. Perfect. Între ele nu există nimic. Perfect. Dar tu cum te simți? Cum te simți când nu poți să faci și să schimbi pentru că alții te țin un ai auzit vreun pic de emoție în vocea doamnei? Eu n-am auzit, îmi pare rău. Eu stau și mă întreb, voi ați putea, sincer vă întreb, ați putea să trăiți în imagini de genul ăsta la voi acasă? Păi cum să fiu manager la o asemenea mizerie umană, numit spital.
Da? Și acolo unde au fost 102 bolnavi. Păi mă duceam frumos și băteam la ușa lui tătaru și îi spuneam, vă rog din suflet, vreau doar să veniți să vedeți care e realitatea. Eu nu cred că tătaru spunea nu. Categoric, categoric. Sigur, în după această situație și după aceste imagini, sigur, ceva se va schimba. De ce? De rușine. De cine ține spitalul respectiv? De Consiliul Județean. De-aia, parte din el. De-aia nu trebuie să avem mai mulți patroni, să spunem așa, sau știi de ce? Pentru că în astfel de situații cine devine? Păi stai să vedem că parte Ministerul, că parte Consiliul, că parte Primăria. Nu, frate. La Ministerul Sănătății, nu știu dacă e cea mai bună soluție, dar eu cred mai degrabă nu într-o formă de descentralizare, pentru că ea ne-a arătat că în România nu e posibilă. Hai să spunem așa, băi, ok, Ministerul Sănătății nu poate face foarte multe din lipsă de bani. Culmea că în sănătate eu înțeleg că sunt foarte mulți bani, dar nu unde trebuie. Iar spitalul respectiv am înțeles că are datorii uriașe. Ok, hai să-l închidem atunci. Ce facem? Nu știu. Li s-a impus că nu era spital COVID, nu aveam unde să trateze pacienții bolnavi de COVID. Ok, îi băgăm acolo și atunci ce facem? Acolo arăta ca un lagăr, să merite Dumnezeu că Doamne spun așa Dumnezeule, ceva. Deci Doamne Dumnezeule! Deci acolo era un lagăr de exterminare. Oamenii deci, nu aveau șansă să iasă vii de acolo. Tu îți dai seama să ai părintele tău într-un asemenea... Dar cine se uită? Sau poate că ori fi ai nimănui. Este fix ca în situațiile când vorbim de locuri, așezăminte care se ocupă în special de cei cu probleme psihice. Da. Sunt abandonați în propriile fecale, în propria mizerie. Sunt deci abandonați. Cu atât mai mult au nevoie. Asta nu e spital. Asta este... Nu vă supărați. Vorba ta. Știu că sună foarte rău și nu vreau să facem comparație, că nu suportă comparație. Dar nici să ne imaginăm că o imagine de tip lagăr poate să fie casă pentru un pacient, oricâți ani ar avea el, fie și măcar 24 de ore. Da. Și cineva poate să găsească explicații pentru asta, spunând că știți, eu sunt de 2-3 săptămâni foarte bine. Nu trebuia să te bagi. Pentru categoric. Că dacă tu nu te băgai, ăla nu se băga, X nu se băga, mă, oameni buni, n-avem cu cine să manageruim, să zicem așa, spitalul de la Reșița. Păi poate cineva să se siza că ce e acolo, că acolo este o cangrenă. Asta nu e spital. Este loc unde poți să te duci să mori și să te ajutăm noi dacă n-ai tu destule probleme în viață. Da, sper că doamna a învățat măcar un pic din, nu ca amenda, amenda sunt 2000 de euro, nu este o sumă atât de mare, dar sper să fi cine învățat. Cine plătește? Doamna de la ea din buzunar? Păi teoretic doamna ar trebui, dacă nu și dânsa, la fel ca cei doi parlamentari, nu vor contesta în instanță sancțiune. Dar imaginea cu sacul, acolo e un pacient? Da, este un pacient mort, lăsat pe pat, lângă ceilalți pacienți. Mă bucur că am lipsit ieri, atât spun. Pentru că am apucat să diger cumva imaginile. Le-am deschis undeva în jurul orei 12, după ce am părăsit zona de medic de familie, văzând limitele, văzând niște oameni tracasați care fac tone de hârtii în acest moment și de la care statul român are în continuare, bineînțeles, foarte multe așteptări. Medicii de familie trebuie să fie un fel de Dumnezei și în timp ce sunt Dumnezei să-și factureze, să-și trimită hârtiile către minister, să se și ocupe de pacienți. Nu vreau să spun mai multe, dar este absolut tristă realitatea românească din spitale, și pe orizontală, și pe verticală. Mie mi-ar fi rușine... Și cred că ăsta este cuvântul, rușine, apropo de imaginile de la Reșița. Singura chestiune drăguță este guguștiucul din imagini, dacă încercăm să vedem o metaforă undeva. Și poate... să după ce că nu este cald, sunt și geamuri deschise, deci pot intra păsările. Bun, să te ferească Dumnezeu, știi, ajungi să spui ca bătrânii, mai bine mori decât să ajungi aici. Sincer, e mai drăguț sus, e locul cu verdeață, poate te și ia cineva în brațe și are grijă de tine. Mergem mai departe, sunteți la Gândul Live.